Amărare, domnule, inspector general. Vă salut. Domnul comandant, haideți să clarificăm o chestiune. Deci, Popa Radu Da. Cu Kira Dora rămân pe aceeași tură. Vă rog să-i lăsați în pace și vă rog să creați un climat de muncă adecvat muncii în cadrul sectorului. Și nu mă puneți în situația să mai dau telefon încă o dată să spun chestia asta, da? Cum ordonați dumneavoastră. Bun. Dar să știți, climatul ăsta nu îl face Dora, Kira, nu eu. Înțelegeți? Domnule, m-ați înțeles? Deci vreau să sunteți manager și trebuie să vă găsiți modalitățile prin care să ajungeți la o comunicare normală și să existe un climat de muncă normal acolo, da? Am înțeles. Dacă puteți să mă ascultați și pe mine, să știți că am încercat cu tot posibilul am făcut și oamenii vin să plângă de Dora Chiră la mine. Atâta vă pot raporta. Poate să plâng, că nu-i lasă aia să fure, asta e toată problema. Nu e altă problemă. Deci asta e singura problemă. Singura problemă e asta. Deci, de aici pleacă totul. Dacă i-ar lăsa să facă prostii, n-ar fi tot, ar fi perfect. Nu-i lasă să facă prostii, asta e singura problemă. Nu e adevărat. Nu intrăm în detalii că nu are rost. Da. Rețineți ce vă spun eu și eu știu ce vorbesc. Da? Am înțeles nicio problemă. Să știți că vis-a-vis de mine, ca persoană, Dora Chira mă umilește și mă josește față de colectiv. M-ați înțeles? Nu trebuie să mă josească. Păi asta face Dora Chira, mă josește față de colectiv. Adică spune față de colegii, puneți pariu șeful cu mine că eu mă duc pe ce tură vreau și stau pe ce tură vreau față de toată lumea. Vă zi, mă, Dora, dacă ești așa de puternică, probabil. Nu au rost, auziți, ascultați un pic, război au purtat Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Pot război, dar ne simțim. Adică un amărât de agent să vină să jignească un comisar șef, totuși parcă e mult prea mult, mă înțeles? Asta ajungeți la un compromis și la o discuție calmă și civilizată, da? N-ai cu cine, da, mă rog. I-am încercat, dar n-ai cu cine. Păi mai încercați. E bine așa. Ascultați-mă pe mine. De ce nu vreți? Spuneți-mă că vă spun eu că e bine așa cum spun eu. Am înțeles. Eu știți că ascult, totdeauna am ascultat și am făcut și tot ce m-ați ordonat. Dar aici e vorba și de personalitatea mea vis-a-vis de Dora Chira. De acord. Până la urmă, de acord și de personalitate, dar trebuie să fiți mai maleabil și dumneavoastră și ea. Asta e situația. Bun, dar mai are rost să intrăm în discuții. Vă rog să mă ascultați ce am spus și respectați ceea ce am spus. Am înțeles, eu respect, că știți că sunt militar și respect, dar vă spun, vis-a-vis de comportamentul, îi lasă mult de dorit. O să am eu timp, când o să am timp după sărbători, o să vin o dată și o să clarificăm noi toate problemele astea vis-a-vis de comportamentul ei față de noastră și invers. Am înțeles aici. Da. Bun. Bine. Bună, să trăiesc, numai bine.